În fața deputaților, Botner a spus că încă nu știe ce va face în următorii 5 ani la SIS și că nu știe nici măcar ce salariu urmează să ridice. Salariul dumneavoastră de la Moldova Gaz cu siguranță a depășit și depășește de câteva ori salariul pe care îl veți avea la SIS. Referitor la salariul, încă nu cunosc ce salariu va fi la Serviciul de Informații și Securitate, poate va fi mai mare decât la Moldova Gaz. Care vor fi prioritățile dumneavoastră și dacă aveți acel plan de acțiuni? Astăzi să-mi spun că am un program pentru următorii 5 ani, nu pot. Botner nu a putut oferi un răspuns clar nici la întrebările vizând lupta cu interceptările ilegale și comenzile politice. Societatea civilă s-a expus nu odată că toate aceste interceptări sunt ilegale. Cum dumneavoastră veți examina, investiga acest fenomen, dacă el există? Vom activa în cadrul legal și vom combate aceste toate fenomenele care le-ați menționat, enunțat dumneavoastră. Activitatea serviciului nu poate și nici nu trebuie să fie utilizată eventual ca o bâtă politică. Ce măsuri veți întreprinde dumneavoastră ca aceste lucruri invocate mai sus să nu se întâmple niciodată? Vom activa strict conform legislației. Unii aleși au sugerat că nu are el ce căuta la SIS. Care calități ale dumneavoastră vă permit să dețineți această funcție? Cred că calitățile manageriale o să-mi permită ca să activez în acest serviciu. Nu cred, domnule Botner, că calitățile manageriale vă permit să dețineți o funcție atât de importantă. În cele din urmă, pentru candidatura lui Botner au votat 53 de deputați. Până astăzi, Vasile Botner a ocupat funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Moldova Gaz. Anterior, el a deținut funcția de ministru al Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor. Între 2010 și 2013 a fost deputat PD, fiind cunoscut ca un apropiat al lui Vlad Plahotniuc. În guvernul Gaburici, el a ocupat funcția de ministru al transporturilor.